Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi am pus și eu incubatorul. Forma de 22 de o producție proprie de Cochinchina Bobat. Și dacă țin minte bine, 15 ouă de albastru, 3 de negru și 2 de cochin galben. Aceea avem aici un incubator Cleo 5 cu, nu se vede, 2 secunde, care arată câte grade sunt în incubator. Un Cleo, dacă nu greșesc, hexagonal. În opinia mea, este unul dintre cele mai bune incubatoare pe care toată lumea și poate permite. Nu este scump, cred că maxim 200 de lei puteți achiziționa un asemenea exemplar de Cleo 5. În privința incubatorului, cum pun eu la incubator, fac sempre o parte, dacă se poate vedea, focalizează, vedeți că am un semn pus pe ou. După ce le-am pus în incubator și am pus apă în primul bazin, cel mai mic, punem ouăle cu partea care am marcat-o noi și le lăsăm așa timp de 3 zile. Pe urmă le întoarcem. Un lucru foarte important, trebuie să păstrăm fiecare dată umiditatea în incubator, verificând aproape zilnic dacă mai este apă în acel bazin mic. Pe urmă, înainte cu 3 zile de ieșirea puiilor, umplem și celălalt bazin care este mai mare și ca să creștem umiditatea în incubator. Acum vă voi prezenta puii de cochin. Bine, am revenit de la puii de cochin galben, o maternitate inventată de mine aici, dintr-o formată dintr-o lază de scut drept în viză. Aici vă pot prezenta 10 exemplare de cochin galben uriaș, linie Domnul Sandu, un crescător foarte bun al rasei, care are niște păsări de o foarte bună calitate. Ia uitați. Acestea au diverse vârste, am de o lună și ceva, așa mai penat, și de 3 săptămâni, cam așa ceva de genul. După cum am spus, sunt foarte buni de sânge, domnul Sandu. Nu pot să-i pronunț numele întreg, dar ce nu este frumos. Pui cu linii genetice chiar foarte bune, provenind din campioni europeni. M-au costat mult, cel mai mult m-au costat să-i aduc transportul. Ia uitați. Eu le fac un mix de mâncare, agroland, mâncare de curcani. 2 secunde să vă arăt, mai acuș. Le pun calciu și le pun și puțină grojdie. Dau ca exemplu, uitați aici ce mâncare le fac eu la puișori. Ceva de genul. Sper să se dezvolte mai repede, de aceea aștept mult drag să se împeneze. Am revenit de aici de la ei. De abia aștept să atingă vârsta de 2 luni, deoarece atunci ea sunt vârful când se împenează. Aici avem 70 de pui, rasa Kabir, o rasă mixtă și de carne și de ouă. Coșii ajung în para 5 kg, iar de ele pe la vreo 3 kg jumate. Sunt foarte bine, sunt foarte rezistenți, foarte frumoși. Le pun în apă albastră pe metil. Coșii de consum și pentru sacrificați pentru propria producție de ouă. Foarte rezistenți, tot ce trebuie la ei. Ce să vă spun? O zi bună, să vă trăiască păsările și puișorii, să aveți forum toate, la revedere!